Făcută cu un viraj mortare, viraj de luptă cu avionul Yak-52. Și să aplaudăm avenirea punctul fix la Văsângul, Iasângul Lucea, instructor al aeroportului Cincen și de două săptămâni pensionar. Acum parașutele, normal. Și băiețelul a ținut neapărat să vină astăzi, da, să vadă. Da, foarte. Pentru el am insistat mai mult să vină și el. De-abia au sosit din Grecia și zic să vină să participe la emisiune, la demonstrație. Aștept avioanele și elicopterele pentru copil mai mult. Eu le-am mai văzut în anii. Ați ascultat și discursurile? Da, le-am ascultat. Mulțumire! Aceasta este expresia care se putea vedea pe fața celor care au participat la manifestarea organizată în memoria primului zbor făcut de Aurel Vlaicu în urmă cu 100 de ani. În afară de momentele în care cei prezenți la festivitate au putut să vadă aparate și oameni în aer, au avut ocazia să vadă și replica 1-1 a aparatului Vlaicu 2. În primul rând, prin vreme. Anul trecut a fost mai mult soare decât anul acesta, dar și prin participarea cetățenilor. Poate tocmai că nefiind atât de soare au venit mai mulți, poate și prin faptul că am adus replica avionului Aurel Vlaicu 2 aici, să o putem vedea. O știm cu toții din poze, o știm cu toții și din păcate memoria este tristă pentru că le știm din pozele acelea în care l-avem aici pe terenul ăsta sfărâmat. Acum îl vedem în stare de funcționare. Pentru noi este mișcător și simt așa o vibrație. La monumentul ridicat în cinstea celebrului aviator a fost prezent și Horia Tiseanu, inginer de meserie ca și Aurel Vlaicu. Cred că s-a spus tot ce trebuia. Rămâne imaginea noastră despre Aurel Vlaicu, imaginea unui erou național, unui inginer extraordinar care a conceput un avion de excepție, a cărui machetă chiar o putem vedea la scara 1-1 realitate. Și nu pot să spun decât că încă o dată am rămas foarte impresionat de personalitatea lui Aurel Vlaicu și de realizările lui. Este un om de excepție, este un om pe care trebuie să-l stimăm pentru că a adus numele României departe în străinătate cu niște realizări tehnice absolut spectaculoase. Soarele nu a strălucit pe cer, lucru care a fost pe placul celor care au participat la manifestare. S-au bucurat oamenii de rând, s-au bucurat și cei care, de exemplu, s-au dat cu parapanta. Mai frumos, mai frumos. Și atmosfera foarte frumoasă, prielnică pentru toată lumea. Și nu mai arșița aia care era an trecuți. Și suntem foarte bucuroși de acest anotimp. Dacă iubești zborul și dacă ai antrenamentul corespunzător, nu este greu. Poate oricine să facă acest lucru? Poate oricine, cred eu. Dar în cât timp învață? Depinde de timpul pe care îl are la dispoziție, depinde de talent, depinde de motivație, până la urmă. În cazul dumneavoastră, cum a fost? A fost relativ simplu pentru că eu am zburat mulți ani cu parapanta, deci zbor liber, după care trecerea la zborul motorizat n-a fost prea complicat. Un lucru este clar, ziua de 13 septembrie a devenit o zi specială pentru locuitorii Comunei Bănești și nu doar pentru ei. Toți cei care iubesc zborul, cei care preferă doar să se uite la el, oameni care se pricep la tehnică, îi aduc în fiecare an un omagiu lui Aurel Vlaicu.